Novi Sad este capitala europeană a culturii în 2022, cu un amplu program cultural care își propune să conecteze oamenii, artiștii, spațiile culturale și să construiască noi conexiuni și colaborări pentru a lăsa o moștenire vie și bogată, care va continua să dezvolte viața culturală a orașului. Programul Capitalei Culturale Europene se bazează pe 4 piloni importanți care semnifică valorile orașului Novi Sad, și anume libertate, curcubeu, speranță și dragoste. Programul cultural este împărțit în 8 structuri și proiecte. Bine ați venit! Migrații, viitorul Europei, eroine, Marea Dunării, Cetatea Păcii, Caleidoscopul Culturii și altă Europă. Novi Sad devine astfel capitala europeană a culturii, un spațiu cultural divers, cu o moștenire impresionantă, care își reintegrează zonele abandonate în circuitul viu al orașului și își revalorifică potențialul inovator. Fundația Inter Art Triade și Galeria Bell Art au prezentat la Novi Sad expoziția 3E, Ecology, Ethics, Aesthetics. Deschiderea a avut loc la Galeria Raiko Mamuzic, iar evenimentul face parte din programul festivalului Danube Dialogues 2022. Dialogurile Dunărene este un festival internațional al artelor vizuale din regiunea Dunării, care promovează arta contemporană, identitatea culturală și colaborarea dintre artiști. Festivalul organizat la Novi Sad numără peste 500 de artiști, istorici de artă, critici și curatori din 14 țări din regiunea macro-dunăreană, oferind o bogată perspectivă extrem de interesantă ce asociază medii diferite, de la formele tradiționale de expresie la manifestări experimentale inovatoare asupra tendințelor actuale de artă. Festivalul încurajează dialogul deschis între culturi, stabilind punți solide peste granițe. Expoziția va putea fi vizitată până în 8 august. Participanții din România și respectiv din Timișoara fac un pod peste Dunăre, chiar dacă nu ne desparte numai Dunărea. Noi și Novi Sad nu este decât o graniță, nu este o Dunăre întreagă, dar simbolic noi facem acest pod de mai mulți ani de zile și facem acest pod prin artă, ceea ce este foarte important. Întrebarea generică a festivalului este Quo vadis homini? Deci este o întrebare care de fapt marchează o lume întreagă, nu numai o lume artistică, și sub acest larg generic de poziționarea noastră într-o lume care este confuză, într-o lume care își pierde granițele și într-o lume care își pierde valorile, în primul rând, două orașe apropiate cu artiștii săi respectiv, Timișoara și Novi Sadu, cu artiștii care de 10 ani de zile formează o comunitate mai largă, ceea ce este extraordinar, pentru că asta leagă Danube Dialogue, leagă comunități artistice pe care le așează frățește sub aceeași cupolă a întrebărilor, și întrebările sunt aceleași și răspunsurile sunt foarte diferite. Anul acesta, tema pe care a lansat-o curatorul expoziției festivalului în ansamblu este ecologie, etică și estetică. Mi se pare foarte importantă această selecție de 3E, așa cum a fost expoziția definită, pentru că acești 3 E așează pe de o parte, așează niște valori care ne fundamentează și pe de altă parte așează un fel de ierarhie a acestor valori, în care estetica, cu toată mândria noastră de a fi reprezentanți ai acestei comunități artistice, estetica este într-un plan care beneficiază de celelalte două elemente ale ecuației. Etica și ecologia, în momentul de față, definesc întreaga umanitate sub această întrebare a încotro ne ducem. Și atunci răspunsul pe care artiștii îl dau în această ediție e foarte interesant, pentru că nu este un răspuns facil, un răspuns simplist la întrebarea ecologiei, la care neapărat să ne imaginăm că artiștii la rândul lor își pun problema să asaneze mediul natural înconjurător, ci și-au pus o întrebare și un răspuns mai grav, o problemă mai gravă, aceea a ecologiei persoanei. Pentru că noi, ca umanitate, evident că ne-am îndepărtat de esența noastră umană prin foarte multe lucruri. Și atunci artistul, prin capacitatea sa de a se autoanaliza, de a se autoreflecta și de a reflecta asupra sinelui, își reașează poziția în șirul acesta al întrebărilor: cine sunt, cine sunt ceilalți, a diferenței, a raportului nostru cu aproapele, și toate aceste
raportări, toate aceste ecuații se referă în ultima instanță la o presupoziție, aceea a autenticității, aceea a adevărului nostru interior, acela al cunoașterii noastre interioare. Și fiecare dintre artiștii pe care Alina Șerban, curatoarea expoziției din acest an, l-a adus, răspunde într-un fel specific acestei întrebări. Lea Rasovski, de exemplu, vorbește la un moment dat despre nevoia unui gest violent, care nu înseamnă o brutalitate fizică, ci care înseamnă un fel de rupere a unor canoane care ne formează și care ne deformează, de fapt, pentru că în această dorință a noastră de a ne acomoda în permanență unor sisteme și unor norme care sunt din ce în ce mai coercitive, autenticitatea noastră se diluează și autenticitatea noastră umană se pierde într-un fel de uniformizare non-personală. Și ceea ce face artistul contemporan este acest respiro lucid prin care se autoanalizează și prin care încearcă să pună în altă matcă aceste coordonate care pe noi ne formează. Asta este foarte interesant. Și atunci o să ne mirăm că Lea Rasovski, pe de o parte, are o atitudine ludică, apar personaje care sunt par copilărești, dar Lea Rasovski, de exemplu, are această capacitate de a se interoga într-o manieră jucăușă, ludică, într-o manieră critică, de a se repoziționa, de a-și constitui un univers care este un univers fantast, un univers care are alte reguli și norme și în care ființa artistului se mișcă cu mai multă dezvoltură și naturalețe, se mișcă cu mai mult adevăr. Dialogurile presupun o colaborare la nivel conceptual. Întotdeauna există un curator sârb și unul român. În această ecuație, cei doi curatori care gândesc bazele conceptuale ale expoziției se pun ei în acord și își aleg artiștii în funcție de partenerul de dialog. Și vedem că, de fapt, în cursul celor 7 ani pe care am avut în colaborare, sunt artiști care se exprimă în medii diferite, care se exprimă în maniere diferite, artiști care se exprimă prin instalații video sau prin obiecte efective, obiecte de sculptură sau pictură în manieră clasică, în medii tradiționale și în tehnici tradiționale, dar, de fapt, întrebările și, respectiv, problemele pe care și le pun sunt comune. Și atunci, de fapt, dincolo de expoziția în sine, ne dăm seama că dialogul la nivel interuman este posibil, ceea ce este un îndemn la a accepta că optimist ceea ce ne rezervă viitor, deci Povadis Omini poate să aibă o speranță că se îndreaptă spre o capacitate de a colabora, de a comunica, de a se înțelege unii cu ceilalți. Și asta se întâmplă de la nivelul micro al grupurilor de artiști până la nivelul mai larg al conceptelor expoziționale, al conceptelor de manifestări internaționale, pentru că festivalul numără 14 țări, numără sute de artiști, deci are o anvergură care este foarte largă și în care în toate aceste grupări, de fapt, ajung la o unitate consensuală, care este aceea a unei comunicări umane autentice. Pentru 2023, noi suntem deja într-o capitală, pentru că ceea ce facem noi aici este deja preambulul capitalei noastre. Și asta este iarăși un lucru foarte interesant, că inițial cele două orașe erau sincrone în celebrarea capitalei culturale. Acum, decalându-ne, ne-am temut la un moment dat că acest decalaj va crea un decalaj de colaborare, dar dimpotrivă a dublat capacitatea noastră de a ne exprima. Deci tot ce se întâmplă anul acesta la Novi Sad, anul viitor va avea reversul în partea cealaltă. Deci Danube Dialogue va continua în continuare aici la Novi Sad, dar expozițiile vor migra și la Timișoara și am găsit un teritoriu comun pe care este Parisul, deci un punct mai îndepărtat în care la institutele culturale sârbe și românești se va produce o întâlnire de tip dialogal, de tipul acesta comun, care va multiplica rezonanța acestui dialog care se întâmplă acum în
locațiile muzeului din Novi Sad, respectiv de Timișoara, anul viitor. Deci iată că încercăm să multiplicăm și ecourile acestei colaborări, se reverberează și se duc mai departe și cuprind și alte spații. Proiectul face parte din Programul Cultural Timișoara 2023, Capitală Europeană a Culturii, și este finanțat de municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte. Aș vrea să mulțumesc și gazdelor care ne-au permis ca să desfășurăm această expoziție în aceste încăperi și să ne sperăm că în viitor o să avem și mai departe astfel de colaborări cum am avut până acum. Gospodine Megan, dobrodošli u Novi Sad, Evropsku prestolnicu kulture 2022. godine. Bine ați venit la Novi Sad, la Capitala Europeană a Kulturi. Kako teku pripreme za veliku godinu, godinu Evropske prestolnice kulture, Timișoara 2023? Cum decurg pregătirile pentru Capitala Europeană a Culturii Timișoara 2023? Pregătirile decurg bine, în sensul că am intrat pe linie dreaptă și noi pentru anul viitor, în care Timișoara va fi ca și Novi Sad, Capitala Europeană a Culturii. Se pripreme lepo i složno i duh i dobro se organizuju, jer smo ušli u taj isti put koji je išao i grad Novi Sad, zato je și ne bucurăm să fim prezenți aici, la Novi Sad, la evenimentul dumneavoastră, cu o delegație numeroasă de peste 20 de persoane, formată din artiști, din jurnaliști și reprezentanți ai Capitalei Culturale Europene 2023. U kostima su došli 20 umetnika, 20 novinara, novinara i svi koji su žele da izvršavaju u Evropskoj predstavnici kulture Temišvara. Suntem aici pentru a vă felicita pentru ceea ce ați reușit până acum în acest an al Capitalei Culturale. Želim da vam čestitam na svemu što ste postigli u ovoj godini u vezi Evropske predstavnice kulture. Dar și pentru a contribui prin intermediul artiștilor și colegilor noștri de la Fundația Triade la succesul acestui eveniment. I da, sa Fundacijom Triade, evo, mi želimo da vam pomognemo da još lepše bude u ovaj eveniment. Este o dovadă de colaborare fructuoasă acest proiect de-a lungul anilor și iată că a ajuns la cea de-a 10-a ediție în care artiști din România și din Serbia colaborează. O e dokaz o dobroj saradnji između Srbije i Rumunije i umetnika između ove dve zemlje. Și sunt convins că această colaborare va continua și anul viitor, de această dată la Timișoara, unde sunteți invitați să fiți parte a Capitalei Culturale Europene. Nadam se da će ova saradnja da će se nastaviti sledeće godine u Temišvaru, kada vas pozivamo da dođete, kada mi slavimo svečanost Evropske predstavnice kulture. Zahvaljujem se gospodinu Ovidiju Meganu, predsedniku asocijacije Temišvara 2023. Sa nama na ovoj pres konferenciji danas su i Sara Vuletić, programska direktorka Fondacije Novi Sad 2022. Cu noi este și Sara Vuletić, directoarea Fundației Europeană a Culturii. Zatim Sorina Jeca, directorka Fondacije Interar, moja draga prijateljica sa kojom sarađujem evo već 7 godina. I moja koleginica Sorina Jeca, direktorka Fundacije Prijade.
sa kojim sarađujem duže niz godina. I naravno, sa nama je i umetnički direktor festivala Dunavski dijalozi, likovni kritičar Sava Stepanov. Ši direktorom artistik, Sava Stepanov. Pitaćemo Saru Vuletić, evo, Novi Sad je gotovo na polovini godine velike, najveće evropskog projekta kulture, Novi Sad 2022. Da nam kažeš šta su bili najveći izazovi i čime se pozicija ponosi. U našu Novi Sad jeste na jumătatea drumului Capitala Europeană a Culturii și vă rog să ne spuneți cu ce ați contribuit. Da, ovo jeste zaista, možemo reći, najveći projekat u kulturi u našoj zemlji, pa samim tim smo radili na tome da premostimo sve izazove koji su bili pred nama. Mi smo već ušli u drugu polovinu ove godine, započeli smo svečanim otvaranjem 13. januara, imamo 8 platformi, programskih platformi tokom ove godine. Deci noi am intrat în această jumătate a doua anului 2022. Este, acest proiect este unul dintre cele mai importante proiecte în anul acesta din Serbia și noi avem 8 platforme, începând cu 13 ianuarie, când am devenit Capitala Europeană a Culturii. Sad se trenutno nalazimo u Dunavskom moru, upravo smo završili sa programskom platformom Tvrđava mira. I Dunavsko more jeste jedna platforma koja se bavi ekologijom, odnosom između umetnosti i ekologije, kao i saradnjom i sinergijom koja umetnost proizvodi kroz multikulturalni dijalog podunavskih zemalja. Această expoziție este una dintre care se numește Cetatea Morei. Dunavsko more. Dunavsko cetatea dunăreană. Deci Dunavsko more este Marea Dunăreană și noi vrem să reușim să dezvoltăm și să vă explicăm ce înseamnă aceasta. A što se tiče posebnog pitanja vezanog za same izazove, s obzirom da u ovoj godini imamo preko 500 projekata, veliki broj stranih umetnika, veliki broj produkcijskih kuća koje smo uključili, veliki broj ustanova, skoro sve ustanove u Novom Sadu kulture su uključene i veliki broj ljudi koji su sa nezavisne scene. Koordinacija svega je bila svakako jako izazovna, ali s obzirom da sve ide zaista dobro, mi smo jako ponosni na dosadašnji tok projekta. Noi în anul acesta am avut 500 de proiecte, am inclus foarte multe persoane în aceste proiecte, foarte mulți artiști, foarte mulți coordonatori culturali, administratori culturali și cred că am reușit în ceea ce am făcut. Zahvaljujem se Sari. Činjenica da je sveto jubilarno izdanje započinjem upravo sa izložbom koja je deo programa Umetnički dijalog Temišvar Novi Sad, započet 2016. godine, odvija se u kontinuitetu do sada. Brojne su izložbe i koprodukcije realizovane u međuvremenu. Această expoziție este o colaborare între Timișoara și Novi Sad, care a început cu câțiva ani în urmă. I upravo ta saradnja je dala pozitivnu dodatnu vrednost našim umetničkim dijalozima. Și această colaborare a pus a făcut și mai mare valoare dintre această colaborare a noastră. I da uverim gospodina Megana da će ova saradnja nastaviti, najavljujem zajednički projekat u septembru mesecu u Parizu u kulturnim centrima Srbije i Rumunije, gde ćemo zajednički prirediti izložbu iskazi čiste svesti. Deci, invită pe oaspeți ca să participe la o expoziție comună care se va organiza la Paris și unde vor fi expuși artiștii sârbi și români. Gospođa Sarina je naravno od početka partner zajedno sa Galerijom Jeca
na Dunavskim dijalozima, pa da vidimo kako ona doživljava ovu saradnju. Sorina Jeca. Sorina Jeca este încă de la început cu noi și am dorit să o întrebăm cum decurg aceste, cum ar fi curs această colaborare a noastră. Mulțumesc foarte mult. Vorbeam mai înainte de un pod dunărean peste care leagă Novi Sadul de Timișoara, care leagă în mod simbolic peste o Dunăre inexistentă, se leagă două orașe într-un raport foarte prietenesc. Ceea ce a reușit să creeze acest festival a fost o comunitate artistică care poate să dialogueze, care își descoperă valori comune, care descoperă că dincolo de granițe, dincolo de limbă, dincolo de istorie care uneori ne separă, între artiști există o limbă comună care este aceea a autenticității expresiei lor artistice. Stop! Un rezumat. Između Novog Sada i Temišvara postoji jedan simbolički most gde se spaju nas svi naši umetnici koji prikazuju ono što je lepo i što simbolizuje ono što je umetničko u nama. Așadar, de 7 ani de zile, noi creăm o unică comunitate artistică care împărtășește valori, care anul acesta se leagă de valorile de etică, ecologie și estetică, făcând din actul artistic această legătură între etică și ecologie ca măsură umană, ca măsură a valorilor noastre interioare. Već 7 godina mi želimo da izražavamo naše emocije i prikažemo vezu između etike, ekologije i estetike. Ecologia nu se referă doar la raportul nostru cu natura, ecologia se referă și la ecologia sinelui, a persoanei, a umanității înseși. Și cred că acesta este rolul artei și mulțumesc lui Stava Stepanov că a făcut această provocare de a privi în noi înșine și de a le lăsa artiștilor această capacitate să privească în ei înșiși. Ecologia nu e samo prikaz prirode i ono što treba da prikaže, nego i prikaz naše duše i želim da zahvalim gospodinu Stavu za to što nam je omogućilo da osetimo ovu temu. Cred cu siguranță că artiștii sunt capabili să ducă mai departe ceea ce politica și lumea mare reușește mai greu să ducă, această armonie a comunicării. Umetnicii mogu da odvedu i dalje nego što rade političari ili ekonomisti i to je jedna harmonija komunikacije. Vesna alături și cu Sava lângă noi, lucrurile acestea sunt convinsă că vor duce spre mai bine. Vesna mi se Sava vor nas, mi sunt sigur că ce tot și ca potreba. Le mulțumesc pentru o colaborare excepțională, împreună cu echipele lor, nu pot să-i număr pe toți, pentru că toți înseamnă un singur tot. Zahvaljujem se svima na dočetu i ne znam koliko ima ovde učesnika, ne mogu da zapamtim ko je sve tu i svima se zahvaljujemo. Hvala lepo, Sorina. A Sorina je sada nametnula jednu temu umetničkih dijaloga, odnosno dunavskih dijaloga, koju Sava Stepanov, likovni kritičar i umetnički direktor festivala, svake godine postavlja umetnicima i kustosima iz Dunavskog regiona. I do sada su te teme bile umetnost i kriza, umetnost u doba neemocionalnosti, upotreba čoveka, umetnost u doba globalne nesigurnosti. Ove godine tema je
Kuda ideš svete ili quo vadis mundi? Deci deja de câțiva ani organizează aceste dialoguri tinerene cu mai multe teme, printre care arta și criza, arta în timpul perioadei fără emoții, arta în această globalitate nesigură, pe lângă Dunăre, folosirea omului și pe percepția contemporaneității. Dar anul acesta este Quo Vadis Mundi, care vine după societatea și arta în împrejurimea realității care s-a desfășurat în anul trecut. Znači, zanimljivo bi bilo čuti od strane Stefanova kako se razvijao tematski okvir festivala tokom proteklih 10 godina. Jeste important ka sa uzim și de la domnul Sava Stefanu, cum s-a decurs această dezvoltare a ideii pentru această zi? Naša manifestacija evo sad obeležava, kao što smo već rekli, 10 godina, 10-godišnicu i ona se održava zapravo u drugoj deceniji ovog veka. Deci, deja de 10 ani se organizează această manifestare, deci în a doua decenie a acestui secol. I mi smo kao festival savremene umetnosti hteli da napravimo takvu manifestaciju koja bi održavala sve one impulse sveta koje, današnjeg sveta koje može da se prokomentarišu, da tako kažem, kroz umetnost. Acest festival este o artă contemporană care ar exprima toate temele în acestei lumii contemporane în care trăim astăzi. Mi smo vrlo rano još na tim prvim na prvim izložbama ustanovili te, da tako kažem, angažovane teme, s tim što od umetnika nismo tražili isključivo angažovanu umetnost, nego smo tražili umetnost koja, baš ovako kako je pod naslov ove izložbe, reaguje svojim etičkim, estetskim i etičkim potencijalima. Deci încă de la începutul primele expoziții ale noastre, noi am vrut ca să aducem artiștii angajați, dar nu angajați care vor explica aceste emoții ale lor în ziua de astăzi. Da. I tu smo već na startu imali dobro razumevanje umetnika, jer smo dobijali umetnike koji su i sarađivali sa umetnicima koji su upravo tako reagovali. To su bile zasebni personalni iskazi uvek, i uvek su ti iskazi pomalo bili vezani za najaktuelnije teme, makar na jedan metaforički način. Toți artiștii și-au exprimat, au expresiile sale personale și fiecare artiști au luat o expresie a sa pe care a dezvoltat-o mai târziu. În decursul anului 2022, Novi Sad își propune să construiască o rețea de spații culturale puternică și inclusivă, care constă din 8 facilități restaurate și nou construite în oraș și în împrejurimi. Scopul acestui demers este acela de a descentraliza scena culturală locală, astfel încât aceasta să se extindă în toate părțile orașului. Artiștii au fost deja andamați. Un proiect iconic este reprezentat de expoziția lui Brâncuș și Browner, care urmează să fie găzduită la Timișoara anul viitor. Invitații din România au participat și la un tur al orașului Novi Sad organizat de Fundația Novi Sad 2022, Capitală Culturală.